Serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei Baia Mare are nevoie de un director. Consilierii locali au aprobat de curând noua organigramă a instituției, însă aceasta nu aduce modificări în ceea ce privește numărul de angajați, așa că urmează concursul pentru ocuparea scaunului de director. Consilierii locali au aprobat la ultima ședință noua organigramă a Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul primăriei Baia Mare. Asta în condițiile în care serviciul este condus în prezent de un director interimar. Este vorba de o organigramă care a trebuit aprobată prin hotărâre de Consiliul Local datorită avizului Agenției Naționale pentru Funcționare Publici. Din punct de vedere numeric, n-a scăzut numărul posturilor în această organigramă, doar am fost nevoiți să intrăm cu acest proiect de hotărâre și cu această aprobare datorită acelui aviz transmis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Totuși, problema directorului va fi rezolvată într-un fel sau altul. Asta deoarece condițiile legale de organizare a unui concurs pentru ocuparea acestui post sunt îndeplinite. Va urma suntem în faza de interimat pentru postul de director al spasului. Urmează o procedură de concurs privind recrutarea unei persoane care se ocupe postul de director adjunct al Serviciului de Asistență Socială, așa după cum va transmit și domnul primar Cătălin Cherbaș. Suntem în faza de a legea ne lasă mai multe oportunități. Noi am, în cazul în care s-au vacantat 7 posturi, se poate organiza un concurs și noi cred că avem deja 7 posturi. Totuși, concursul va putea fi organizat doar în momentul în care primarul municipiului va semna documentația cu privire la acest lucru. Până atunci, serviciul va rămâne cu director interimar.